Dragilor, vă salut! Nu știu voi ce faceți, cum faceți, dar eu când am poftă de dulce, invit un covetar. Mihaela, bine ai venit! Bine v-am găsit! Ce facem astăzi? Astăzi, dacă tot ai zis că inviți un cofetar, de ce să nu inviți un cofetar diplomat? De ce nu? Adică ce facem? Tot diplomat! Superb! Toată lumea își comanda la evenimente, nunți, botezuri, tort, compoziție, diplomații. Băi, frate, dar altele nu mai facem. Atunci eram destul de sătul. Acum n-am mai mâncat un tort diplomat bun, cred că am 7, 8, 10 ani. Cred că era visul fiecărui copil. Sincer, eu mereu îmi doream tort diplomat de ziua mea. Mereu te gândeai la un tort freș care să vină bine după o masă îndestulată. Părea și sănătos, că are ceva fructe acolo. Exact, exact. Era freș, mergea. Dar așa cum ai spus tu, un pic s-a pierdut. Dar noi ce o să facem astăzi, îți garantez că o să-ți aducă fix acel gust din copilărie. De-abia aștept. Ce e bine de știut atunci când vrem să facem un tort diplomat? Ce vrem noi să facem când avem un tort diplomat? Să simțim prospețime, să simțim că mâncăm ceva cu adevărat savuros și că putem să mâncăm o porție, două, fără să avem gânduri. Dar este și sănătos. Diplomatul este un tort lejer. De ce? Pentru că o să avem o bază de pișcot cu o cremă patiseră, crem patiser lejer, o numesc francezii, adică ușurică, ușoară, prin adaos de smântână bătută, smântână de frișcă în crema patiseră și atunci venim cumva și luăm din greutate, din grăsime și din zahăr prin adaosul de frișcă fără zahăr. Bine, le dezvăluim mai târziu și mai multe secrete, tips and tricks-uri și da și voi like, subscribe și chiar comentați de ce nu, ca să știm și noi facem bine, nu facem bine și mai ales să faceți voi, că asta e ideea. Acum că îmi povesteai de deserturi, ce e bine de știut la deserturi, să avem ingrediente și, na, slavă Domnului, la Selgros chiar avem ingrediente de cea mai bună calitate și pe toate categoriile și toate gusturile. Ne trebuie întotdeauna ingrediente de cea mai bună calitate pentru că trebuie întotdeauna să ne gândim că mâncăm. Acel lucru face parte din noi la un moment dat și atunci ce am vrea să băgăm tot felul de chestii dubioase când putem să facem totul corect, totul în bucătăria noastră. Asta este ceva senzațional, s-a ajuns în ziua de astăzi să putem în bucătăria noastră să nu trebuiască să ne ducem neapărat să luăm dintr-o parte. Dacă avem timp și bună dispoziție, să putem să facem desertul noi, la noi, pe aragazul nostru, cu frigiderul nostru, pentru că așa cum spuneai și tu, ingrediente acum se găsesc pe toate drumurile, ca să zic așa, și e păcat să nu le folosim. Hai că am o constatare. Deci astăzi avem așa, o rețetă complicată, dar și grea. Glumesc. Hai să încercăm să o facem totuși ușoară și accesibilă pentru toată lumea. Deci ce facem? Astăzi o să am nevoie de ajutorul tău la ceva ce, sincer, mie nu prea îmi place tare mult. Să facem fructele în fel de fel de forme, pentru interior cât și pentru decor. Adică o să le folosim și în cremă, dar și deasupra. Eu o să fac crema. Este foarte important să o preparăm corect ca să avem un produs final echilibrat. Bine, până la cremă, fructele. Folosim fructe conservate, folosim compoturi, folosim proaspete, ca să știu ce tai, să nu mă apuc să tai tot de prin bucătărie. Folosim de toate. Și dacă noi avem o conservă de ananas cu compot, e dulce, siropul e bun, de ce să-l aruncăm? Știi ce putem să facem cu el? Fie să-l bem, că ce să vezi e foarte bun, fie să însiropăm pișcotul. Atât cât e nevoie, dar să nu ne ducem dincolo de acel punct de însiropare. Am văzut atâtea prăjituri și torturi eșuate din cauza însiropării exagerate. Cum ne dăm seama? Cam care este limita? Când ți se pare că ai mai pune, te oprești. Acolo e frâna. Acolo e frâna, da. Pentru că distrugem structura blatului sau a pișcotului sau a biscuitului. Tortul diplomat este cel cu vanilie și fructe. Dar de ce să nu ne jucăm puțin și să facem o combinație între un tiramisu și un tort diplomat? Așa că, în loc să folosim compotul de ananas ca și îndulcitor, ca și sirop, putem folosi o cafea puțin mai aromatizată, cu puțin zahăr vanilat și atunci avem un tort diplomat pe bază de cafea. Spune-mi de creme. Cum e crema asta? De ce e așa lejeră? Și o să las cremele să vorbească. În numele tău. În numele meu. Este o cremă într-adevăr lejeră. Ne trebuie o
cremă nu densă, o cremă care să se combine foarte bine cu fructele și atunci ce facem? Din crema patiseră venim cumva și luăm ce e mai bun, adică acea aromă, dar, atenție, venim și o ușurăm, chiar ăsta este termenul, cu puțină frișcă bătută. Cum facem cea mai bună cremă patiseră? Cea mai bună cremă patiseră pleacă de la un lapte foarte bun, de la o păstaie de vanilie foarte bună. Deci de la nu esență. Nu esență sub nicio formă. Neapărat păstaie de vanilie, semințe de vanilie. Încălzim laptele cu aromele. De o parte mixăm ușor gălbenușul cu amidonul și cu făina. După care, în momentul în care laptele a început să fiarbă, da, deci atenție, la punctul de fierbere, niciodată nu lăsăm să clocotească, luăm o parte din el, o punem peste... Și temperăm. Și temperăm, exact, adică cumva facem să se împrietenească temperaturile. După care ne întoarcem cu această cremă pe plită, pe foc și începem să o fierbem. Acolo este, cum ar veni, munca, pentru partea că trebuie... Partea de cătire efectiv, exact, da. Exact, pentru că trebuie să fim foarte atenți să nu ni se prindă. Noi astăzi o să facem o cremă diplomat, chiar așa se numește, cu adaos de frișcă bătută. Efectiv, o să lăsăm crema patiseră să se răcească la un 20 de grade, după care o să încorporăm frișcă bătută și o să o aducem la o textură mult mai lejeră. O să o lăsăm 10 minute să stea puțin la rece înainte să o folosim. Întotdeauna, în crema patiseră trebuie să amestecăm cu untel, da, atenție, inox cu inox merge cel mai bine, amestecăm cu untel în continuu, adică pe bune, sunt 2-3 minute. În ziua aia nu ne mai ducem la sală. Când facem un tort diplomat, top 3 lucruri de care ar trebui să ținem cont sunt următoarele. 1. Frișcă naturală animală, minim 35% grăsime, credeți-mă, are alt gust. 2. Pișcoturi subțiri, nu foarte groase, feriți-vă de acea grăsime mare a pișcoturilor. Și 3. Zahăr pudră vanilat, credeți-mă, are alt gust. Ai o bază și de acolo, dacă o stăpânești un pic, poți să ai alte idei și să adaptezi imediat și poți să faci un tort cu... cam ce-i prin casă, să zic așa. Exact, asta e important. Importantă este baza. Și dacă pe aia o avem corect, cum avem noi astăzi o rețetă corectă, eu după aceea pot să mă duc și să diversific așa cum îmi doresc. Nu-mi plac fructele, pun ciocolată. Nu-mi place ciocolata albă, pun ciocolată neagră. Nu-mi place ciocolata neagră, pun ciocolată cu lapte. Se poate, se poate, se poate. Dar necesită puțină intervenție acolo și puțin timp în plus. Rețetă grea, dar și complicată. Am vorbit de cremă, am vorbit de frișcă, am vorbit de pișcoturi. Dar cu vinul cum stai? Olea, tu mă cunoști bine? Da. Cu vinul, așa, așa, așa. Dar spun sincer, știi cum merge un sirop făcut din Prosecco? Senzațional! Senzațional! Deci pe Prosecco stă foarte bine chiar. Dar să vedem ce spune și Sergiu. De obicei, când ne gândim la deserturi, asocierea este puțin mai complicată, ar spune unii specialiști și, într-adevăr, deci nu avem un vin atât de puternic, un zahăr atât de ridicat să îmblânzească zahărul dintr-un desert. Și avem în pahar un muscat otonel din marea familie a muscatelor, întâlnite pe tot mapa mondu. E bine, de oriunde ar veni, din Franța, din Germania, din România, până la urmă avem niște arome unice acolo, pentru că vorbim de o tipicitate de soi. Și anume, tipicitatea asta de soi este dată, mi-aduc eu aminte, de florile de mușețel. Mai avem niște flori de tei pe acolo și răzbat așa, pe final, niște flori de salcâm. Toate aceste arome, zic eu, că se așează atât de bine lângă tortul diplomat gătit de Mihaela. Și bineînțeles că împreună vinul cu desertul se simte mult mai bine. Ei, dragii mei, vin, mâncare, dulce, am spune că trebuie totuși să potențăm puțin și să ne întoarcem la responsabilitate. Aveți grijă cât și cum bem.